mașină capcană a explodat duminică seara într-o stație din centrul capitalei Turciei, Ankara. În urma exploziei, cel puțin 37 de persoane au decedat și 125 sunt rănite, unele dintre ele în stare critică. Vă informăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Duminică 13 martie, un atac terorist cu mașină capcană, nerevendicat încă, s-a produs în piața Chizilai, la ora 18:45 de minute, ora locală. În înregistrările surprinse de martori, se poate vedea cum o mașină explodează lângă un autobuz plin cu pasageri aflat în stație și o ploaie cu resturi în flăcări acoperă toată zona. În urma deflagrației, mai multe autovehicule care se aflau în zonă au fost cuprinse de flăcări. Numeroase ambulanțe au fost trimise în zonă pentru a transporta de urgență victimele la spital, iar forțele de ordine au fost mobilizate pentru a elibera zona, de frica unui nou atac, mai ales că în apropiere se aflau mai multe clădiri guvernamentale. Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate atacul terorist care a avut loc astăzi, 13 martie 2016, în capitala turcă, Ankara, soldat cu morți și răniți. Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate atacul terorist care a avut loc duminică 13 martie în capitala turcă, Ankara, soldat cu morți și răniți și transmite sincere condoleanțe familiilor victimelor și întreaga sa compasiune persoanelor rănite în acest tragic eveniment. Astfel de acțiuni care pun în pericol vieți nevinovate nu pot fi justificate sub nicio formă. România rămâne ferm angajată în combaterea tuturor formelor de terorism și reiterează nevoia intensificării eforturilor internaționale în combaterea acestora, a precizat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat de presă. Până în acest moment, Ministerul Afacerilor Externe nu are informații că printre victime s-ar afla și cetățenii români. Acest tragic eveniment are loc la nicio lună după ce 28 de persoane au fost ucise în Ankara într-un atac cu bombă, revendicat de un grup militant kurd și 103 persoane au murit în octombrie 2015 într-un atac revendicat de statul islamic.